Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură prin centrul județean din Mehedinți reamintește fermierilor care nu au depus încă cererea unică de plată în 2021 că au mai rămas doar câteva zile până la finalizarea campaniei de primire a cererilor unice de plată. Campania se va încheia la data de 17 mai 2021. Fermierii au posibilitatea de a depune cerere prin mijloace electronice, fără a fi nevoiți să se prezinte la centrul județean. Această procedură a fost adoptată în contextul pandemiei COVID-19. Solicitanții vor completa o singură cerere unică de plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Ținând cont de faptul că data de 17 mai este ultima zi în care fermierii își pot depune la APIA cererea unică de plată fără penalități, APIA le reamintește acestora să respecte termenul final pentru depunerea cererii în vederea evitării sancțiunilor. Cererile se vor putea depune și după data de 17 mai pentru 25 de zile lucrătoare, însă aceștia vor suporta sancțiuni de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. Sancțiunile se vor aplica la suma corespunzătoare pe care aceștia ar fi putut să o încaseze în cazul în care își depuneau cererile în termen. Până la această dată, la centrul județean APIA din Mehedinți au fost înregistrate un număr de aproximativ 17.000 de cereri pentru anul 2021, din totalul de 21.360 înregistrate în anul 2020, suprafața solicitată până la această dată fiind de peste 75.000 de hectare.